Da? Afară e nourat, pluiță, e foarte trist afară. Și fetele și-au găsit ocupație și e noapte de acum. Dar voi ce faceți? Vă jucați? Nu poți tu! Fiecare cu păturica lui, da? Este păturica Elisei. Și-a gătit aici și căruciorul. Păpușa nu este? Și căldărușa, și căluțul, și cartea, și păpușelele. Fetele mai vor să fie vara, da? Cine mai vrea să fie vara încă, să fie încă cald? Fetele încă vor să se joace nisip, să iasă la picnic. Dacă afară timpul nu ne permite, facem acesta în casă, da? A, dar unde e păpușica ta? Iată păpușica Melisa! Cu ce încărnești după păpușa ta? Da? Vai, ce pahar mare! Încape și ea în paharul acesta, da? Da. Dar cu ce ai hrănit-o tu? Cu ce furculiță are ea, ha? Mare! A, și asta e furculiță! Ca furculiță! Noi ne împărțim cu lucrurile! Iată și poșețica și-a luat Jasmina! Aici e patucul! De care sunt chitiți! Eu am în Ia tu, Melisa, ce faci? Eu am trei cărți și trei pălene cu copii. Hai scrieți-mi voi în comentarii ce faceți voi când afară e trist, când afară plouă și nu puteți ieși la joacă afară, e rece, e umed. Ce faceți voi în casă? În afară de ce, ca să stai în laptop, în telefon, cu ce vă ocupați? Scrieți în comentarii, nou, chiar este interesant. Fetele noastre s-au pițit să stea în telefon, nu mai știu ce să facă și au găsit ocupații. Au adus vara în casă, da? Picnicul în casă. Da, ce citești, Melisa? Tu tot întregi acolo, da, iubita? Citești cu fița roșie, Melisa? Lupa acolo! Ești lupul! Lupul? Aceasta e scrupița roșie! Acela e lupul, da! Lupul! Lupul! Se duce la, la bunica scrupiței roșie, da? Atenție, nu mănânci! Iată și bunica! Toată povestea! Și lupul! Și lupul! Melisa citește povestea doar prin imagini! Ce, îl gâtil pe lup? Vrei să-l spare pe lup prin gâtilici? Nu? Dar eu am multe jucării pentru copilul meu, cărți, un pătuc și cărți trebuie pentru șarierul. Da, bine! Și noi ne împărțim cu Melisa. Fetelor, noi avem într-o voie provocare, ne jucăm? Da, așa cum își facem o provocare, ia prăviți acolo, tăticul a pregătit, softbox-urile sunt pregătite, vă arătăm după casă ce se întâmplă la noi aici. Și am pregătit acolo și totul, toate lucrurile necesare care avem noi pentru filmulețul. Da? O să fie filmulețul pe canalul Meli Caramieli. A gătit, arată acolo ce ai în cutie. Și ușoare și ceva mascuns aici, vizionează filmuleț. Ceva, și aici niște haine sunt, ce vom face noi cu ele și încălțăminte, o să vedeți pe canalul Meli Caramieli. Nu pot să vă deschid secret. Ce? Va fi iar și o extragere. Ok, scumpele, cu picnicul vostru, dar unde e frigăruiul vostru? Acum să fie. O să fie și frigărui? O să ne serviți și pe noi? Da? Ok, dar... Să aduc frigăruiul. Bine, hai! Și eu!
Și tu aduci frigăruiul? Da. Ia să văd, ce frigăruie mi-aduceți voi nouă? Cu ce ne hrăniți voi pe noi astăzi? Așteptăm! Văd că cam greu vine frigăruiul nostru, tătico. Nu vrei să le bândim ce fac ele acolo? Așa, atentă, tătișor. Deschide. Da, deschide foarte atent, să ne audă. Unde frigăruiul, Melissa? Dar ce-s cu scaunul ce-s la voi în odaie? Ce fac ele acolo? Melissa le-a adus? Și la tico. A, voi ați librat odaie aici, da? Living-ul. Hai că noi vrem cărniță, înainte de ce pe filmuleț, avem nevoie să ne întărim cu ceva, da? Ok, haide. Ticu, tu ești gata să mâncăm carne? Da. Păi le văd că de acum iese. Ce fetul ăla m-a înflămâzit. Ce e aceasta? Dar ce fel de carne este? E carne de felină, de porc, de vacă, de iepure, de vacă, de găină și de tot. De crocodil nu este aici? De crocodil, da. Dar e carne... foarte tare, prefer carnea de crocodil. Tăticul, e carne foarte bună, e carne albă, ia privește. Dietică, cea mai bună cărniță. Asta e, nu e gata, eu de cum vrem să mănânc. Ia, încă nu e gata, dar până să stăm aici mult și bine, să flămâzim foarte tare. Acum să facem foc de gata. Eliza! Ești la MasterChef. Și carne din partea Melissa, da, frigărui? Melissa, la tine ce fel de frigărui este? A? Mele, ce fel de carniță e asta? Ce fel de carne? De ce? Carne din ce? De ce? E verbei de carnea? Dar din ce? Din ce e pasărea? Sau animal? Din ce? Din văcuță, din purcel, din elefant, din ce? Ce fel de cărniță? Din căluț. Din căluț? Și încă din ce? Din ce? Hai mai spune, ce carne acolo mai ai? Din văcuță, mumu, și încă din ce? Elefant. Din ce? Elefant? Da. Și încă ce? De girafă ai carne? Asta e fai. Din ce? Din fai? Da. Ce animal e ăsta fai? Cum face faiul, Melissa? Cum face faiul? Faiul cum face? Eu am o faie. Cum face faiul? Nu știi face faiul? Focul e gata. Tu l-ai văzut cum face faiul? Așa, focul e gata. Hai, pune-ți frigăruiul. Wow, sfârșit, eu am... Vai, ce repede, ce să ai carne, într-adevăr, foarte rapidă. Se mănâncă... Ia, gustă-te cu... Da, miroase... Oi, n-o să vină vecine la noi să mănâncă... Vrei carniță, frigărui. Ce, să închide virea? Hai, suntem ia, priviți, ce delicatez mâncăm noi. Melissa, e gustoasă cărnița? Cărnița de elefant, e gustoasă? Noi cu mamica mâncăm câte una, dar ce cu câte două, dar Melissa câte șpastă, mamă. Tăi, cu ce? Eu am glumit. Melissa mănâncă pastă și căluți, dar ce cu două, dar noi cu câte una. Melissa, ai gustă cărnița, e gustoasă? Gustă. E bună? Da? E bună? Ok, dragii noștri. Bine, noi l-am rămas bun. Ca să nu vă facem prea mare poftă la toți de carne. De acest frigărui, da? Și noi continuăm să ne odihnim la picnic, da? Face vânt ca să nu se stingă focul. Da, ia, grijă că afară plouă să nu ude, să nu ude, bine? Gata, ne-am întărit, acum suntem gata să începem filmarea, da? Filmarea! Da. Filmarea. Hai să ne... Hai, mergem acum să ne jucăm, bine? Mergem să ne jucăm, Melissa. Mergem? Hai! Da,
Dansul celor sătui. Dansul sătui. Așa se întâmplă că mănânci carne de elefant, de ce am mâncat noi, de crocodil, de vacă, de... Dar chiar m-am săturat. Melissa, hai spune pa pa. Pa pa. Pa pa. Pa pa. Pa pa.